Burse, fonduri mutuale. Voicu Oprean, fondator și CEO al AROPS. AROPS Transilvania Software, companie românească de IT controlată de antreprenorul clujan Voicu Oprean, listată pe piața AEREO a Bursei de Valori București sub simbolul AROPS, anunță într-un comunicat semnarea unui contract privind preluarea companiei Enea Software Development Software Services, filială deținută în întregime de Enea Software AB, a cărei companie mamă Enea AB este listată pe Nasdaq Stockholm. Valoarea tranzacției se ridică la 17,9 milioane de euro, cea mai mare din istoria companiei, și presupune achiziționarea Enea Services România SRL și întreaga divizie de dezvoltare software a Enea AB împreună cu operațiunile din SUA, contractorii locali și contractele clienților. Astfel, AROPS își va întări divizia Software Services prin integrarea în cadrul grupului a unui număr de aproximativ 160 de angajați și își va consolida și mai mult prezența pe plan local și în SUA, extinzându-și în același timp portofoliul de clienți de pe piața europeană și cea americană. Planurile noastre de expansiune trebuie să continue și în acest an, în linie cu ceea ce am anunțat la momentul listării noastre pe piața AEREO a Bursei de Valori București. Continuăm pe calea consolidării expertizei în dezvoltarea de software, în special în tehnologiile embedded și soluțiile enterprise, dar urmărim și extinderea pe piețele noastre cheie prin efectuarea de tranzacții de M&A, spune Voicu Oprean, fondator și CEO al AROPS. Pentru realizarea tranzacției, AROPS va utiliza o parte din capitalul atras de la investitorii BVB în timpul plasamentului privat pentru acțiunile sale, care a avut loc în luna octombrie 2021, precum și finanțare bancară. În cadrul AROPS am găsit locul ideal pentru divizia de servicii de dezvoltare software Enea. Linia de business cedată va putea valorifica serviciile furnizate de AROPS la nivel internațional prin oferirea de valoare adăugată clienților din domenii multiple. De asemenea, AROPS va deveni un furnizor de servicii software valoros pentru Enea. Odată cu această cedare a afacerii, Enea se va concentra pe intensificarea activității ca specialist în produse software pentru sectorul de telecomunicații și securitate cibernetică, unde observăm oportunități de provocare a concurenților consacrați și de majorare a cotei noastre de piață, explică Jean Haglund, președinte și CEO al Enea AB. Cu o cifră de afaceri totală de aproximativ 12 milioane de euro în 2021, Enea Software Development Services oferă un mix de competențe cu servicii complete, inclusiv proiectare și arhitectură software, dezvoltare, portare, integrare, validare și asigurare a calității, cu expertiză în sisteme embedded, software și hardware, dar și în cercetare și dezvoltare externalizate, în domenii diverse, precum medical, maritim și dispozitive embedded. Compania a sprijinit clienții să construiască soluții care au fost utilizate în peste 20 de țări de pe 4 continente Europa, America de Nord, Asia și Africa. Aceasta este cea de-a doua tranzacție realizată de AROPS de la anunțul de listare pe Bursa de Valori București, după achiziționarea Berg Software Timișoara la finalul anului 2021 și cea de-a șasea din ultimii 4 ani. AROPS continuă să implementeze planul de extindere atât la nivel național, cât și internațional, în vederea accelerării creșterii și consolidării poziției pe piețele în care este prezentă. Începând cu anul 2018, AROPS a achiziționat alte două companii care completează divizia Software Services, COSO în Olanda și Belgia, precum și Berg Software România. Alte 4 companii s-au alăturat grupului ca parte a liniilor de business de produse software, SEASE Group, Soft Manager și UCMS, din România, și Skishield din Ungaria. Din partea AROPS, tranzacția a fost facilitată de Casa de Avocatură Radu Tărăcilă Pădurari Retevoscu și TS Partners Spand, în timp ce Enea AB a fost asistată de Investcom Corporate Finance ca și M&A Advisor, și de Popovici Nitu Stoica Asociații în aspectele juridice.